Capitolul 8. Post și rugăciune. Mai mare este omul în genunchi decât în picioare. Am avut odată un necaz și l-am visat noaptea pe părintele, că a venit și m-a învățat o rugăciune. Așa să te rogi. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, ajută pe toți necăjiții, pe toți asupriții și, Doamne, ajută-ne și pe noi. A povestit Cisma și Eugenia de 78 de ani din Făgăraș. Nouă ne-a spus că cea mai puternică rugăciune este: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. A povestit Gheorghe Sila, de 45 de ani, din Sâmbăta de Sus. M-a îndrumat părintele să fac rugăciunea cu care se mântuiesc călugării și a dat seama că eu nu pot să rămân acolo, nefiind absolvent de teologie și neavând vârsta la care se poate hotărâ cineva să se facă călugăr și, având și deficiența cu care am străbătut prin viață, părintele și-a dat seama de asta și atunci a zis, totuși, că aș putea face eu ceea ce fac călugării, adică să zic: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Am luat aminte la ce mi-a zis părintele. Mi-a spus că această rugăciune să o zic în gând, nu cu cuvântul vorbit, ci în gând, s-o lipesc de respirație în felul următor. Între respirații, deci fără să inspir și fără să expir, acolo unde se întâlnește o respirație cu cealaltă, să zic: Doamne. Trăgând aerul în piept odată cu aceasta, să zic: Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, și dând aerul afară din piept, miluiește-mă pe mine păcătosul. Altceva nu mi-a mai spus în legătură cu aceasta. Așadar pot să zic că părintele Arsenie a fost un ctitor la existența mea. Afirmă arhimandritul Teofil Părăian de la Mănăstirea Brâncoveanu. Părintele Arsenie zicea de multe ori la București, la Drăgănescu: Măi, în țara Făgărașului e multă rugăciune, poate pentru că se fac multe masluri, ori maslul, taina aceasta, are o mare putere și de aceea e multă evlavie și e multă rugăciune în țara Făgărașului. Spunea părintele: Maslul e un paznic puternic pentru casă, pentru familie. De aceea, cei care l-au cunoscut pe părintele, cei care au primit canonul acesta de a săvârși taina Sfântului Maslu, nu s-au lăsat de această rânduială și an de an, la boală sau la necaz, cheamă preoții să săvârșească taina aceasta. Spune preotul Ioan Ciungara, Copăcel. Înainte de Sfânta Împărtășanie, când zicea: Cred, Doamne, și mărturisesc, părintele plângea cu lacrimi și zicea apoi și o ectenie: Iartă, Doamne, păcatele părinților din neștiință. Am primit un braț de cărți de la părintele, între care și tâlcuirea Sfintei Liturghii, și mi-a recomandat să stau de vorbă mai mult cu fetele și femeile de la noi din sat, să le ajut în credință. Înainte de a pleca acasă, m-am gândit că părintele nu a mâncat toată ziua stând cu noi, dar părintele mi-a și răspuns la gând zicând: Mâncarea mea este să fac voia lui Dumnezeu, că de aceea ați venit aici, ca să vă ajut. Eu am mâncat, dar nu știți mâncarea pe care am mâncat-o eu. Îmi amintesc că am mers la părintele și pentru a ne ruga să facă rugăciuni pentru ploaie, dar nu am apucat să o spunem. Părintele a știut însă și, ieșind în fața Sfântului Altar, ne-a spus: Măi, eu știu că voi ați venit cu gând să vă fac rugăciuni pentru ploaie și am deschis cartea să fac rugăciuni, dar o mână nevăzută mi-a închis cartea și am auzit o voce care mi-a spus: Nu te ruga de mine să le dau ploaie, eu știu ce să le dau, roagă-te de ei să facă voia mea. Ne-a mai zis că mersul vremii este după purtarea oamenilor. A povestit Maria Streza, de 86 de ani, din Voila. Părintele ne cerea post și rugăciune, dar nu era exagerat. Ne sfătuia să ne odihnim, că trupul e templul sufletului și dacă e obosit, nici rugăciunea nu e făcută bine. Cel târziu, la ora 10 seara, să te pui în pat, să te odihnești. Niciodată să nu te culci după ora 12-24. Că acela nu e somn odihnitor, că dacă te culci înainte de 10, te poți trezi și la 3 și la 4 și ești om, dar dacă te culci după 12, te trezești și la 10 și la 12 ziua. Eu ziceam: Părinte, mă doare stomacul de la varză, de la cartofi, mai nu mânca, pentru că bolnavii nu au post. Spunea să mâncăm tot timpul lapte ca să avem echilibru de calciu în organism și să nu se producă dereglări. Recomanda la majoritatea să consume brânză de vaci, lapte crud, și zicea că din moment ce calciul scade, încep să apară dereglări de tot și tot felul de boli. Povestește Ana Rițivoiu din Sibiu. Odată a venit o femeie plângându-se că băgăiatul ei e pe front.
I-a spus, roagă-te pentru el, nu mai plăti. Ai plătit, de-l poți cântări în bani. Roagă-te tu ca mamă, nu plăti preoților. Este mai primită rugăciunea mamei decât a preotului. O preoteasă i-a zis că o doare capul și a răspuns, nu mai posti atâta. Postul până la durere de cap nu mai e post, e o sândă. Dumnezeu îți dă un anumit timp să-ți porți măgarul. La trup îi zicea măgar. Dar dacă tu l-ai osândit, l-ai gătat. Atunci nu-i postit, e o sândă. Să postească mai mult tineretul, că bătrânii sunt slabi. Povestește Paraschiva Anghel din Dejani. Părintele spunea că în războiul văzut se luptă ostașii pentru împărat, iar în războiul nevăzut se luptă împăratul pentru ostași. Și mai spunea că la cine are răbdare, cad toate pe rând până omul scapă de necazuri. Când ai de necazuri, singura soluție e să te rogi și să ai răbdare. Părintele mi-a dat multe sfaturi duhovnicești, mi-a povestit multe lucruri. A spus că tinerețea nu e pentru distracții, tinerețea e pentru învățătură, că la tinerețe se învață cel mai bine. Eu aveam peste 25 de ani. Îndemna pe tineri să facă o școală sau o meserie. Eu i-am spus că sunt mai sensibil și poate nu rezist să fac școală, că acolo e un efort și moral și fizic. Dar el a zis, referindu-se în general la tineri, aveți destulă sănătate dacă nu vă cheltuiți cu femeile și cu desfrâurile. Părintele vorbea despre frână. Desfrânat e un om care nu mai are frâne, nici la vorbire, nici la mâncare, nici la băutură, adică și-a pierdut frânele. Atunci e ca o mașină care nu mai are frâne. Spunea și de radio. Dacă radioul e bun, prinde undele. Dacă radioul e stricat, nu prinde undele. Nu mai huruie. I-am spus, părinte, eu sunt mai sensibil, parcă tot timpul am ispite. Și mi-a zis, da măi, că bufnița se bagă în lemnul scorburos. Ai destulă sănătate. Să-i mulțumești la Dumnezeu că ai suferința asta. Dacă erai sănătos, făceai multe păcate. Nu totdeauna sănătatea e ceva bun. E bun dacă știi să o folosești. Nu vinul e rău, beția e rea. Adică nu lucrul e rău, ci întrebuințarea greșită a lucrurilor. Sănătatea e bună dacă o folosești bine. Dacă ai prea multă și nu o folosești, ca tânăr, e cam primejdios. Că tinerețea are niște energii care te aruncă în lucruri nevoite. Dacă ești cu grijă, scapi. Dacă nu ai grijă... M-am dus odată la părintele cu fratele, care-i preot, și cu încă un coleg de-al fratelui care făcea seminarul la Arceș. Părintele le-a spus lor, ați fost la baraj? N-am fost, părinte. Să vă duceți să vedeți cum e un baraj. Dacă barajul e tare, rezistă la presiunea apei. Dacă e slab, se rupe și nu mai produce lumină și strică pe unde se duce apa. Iar dacă nu se rupe barajul, apa se urcă până la turbine și pe urmă produce curent. Dacă nu, nu produce. Așa e și cu omul, adică omul să aibă un baraj, care când vin ispitele să reziste la presiunea ispitelor, să nu cedeze. Că dacă cedează la ispite, atunci nu mai produce lumină. Dacă nu cedează, atunci dă și Dumnezeu ajutor și începe să producă omul lumină. Zice Sfântul Apostol Pavel undeva că suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Părintele spunea că despre viața de dincolo, de ceea ce nu te poți lăsa în viața pământească, când te duci dincolo, pofta crește și nu mai există posibilitatea stăpânirii ei. Nu mai poți să te duci să-ți cumperi țigări, spre exemplu. Astea sunt chinurile de dincolo, că dorești un lucru cu care ai fost obișnuit aici pe pământ. Te duci dincolo și dorești lucrul ăsta, dar zice că dorința e așa de mare încât te arde. Dorești să ai lucrul ăsta și nu-l poți obține, că nu mai există materia. Chinul ăsta nu e ușor, e ca și când ți-ar fi sete. Vii pe o căldură așa mare și ți-e sete așa de tare, de simți că ai bea o fântână întreagă, dar nu ai de unde să o bei. Spunea că oamenii care sunt credincioși, cred și fără să vadă, dar care sunt necredincioși, chiar dacă văd focul iadului, tot nu cred până ce nu ajung ei acolo. Spunea că oamenii cred că Dumnezeu e numai o poveste. Dumnezeu nu e o poveste, e o realitate. Acum e pe crezute, atunci va fi pe văzute. Povestește ierodiacon Ieronim Coldea. Într-o noapte citind din Sfânta Scriptură, mă aflam la Evanghelia de la Ioan, capitolul 14, verset 23, unde scrie, Iisus a răspuns și i-a zis, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și tatăl meu îl va iubi și vom veni la el și vom face locaș la el. Am lăsat puțin Sfânta Scriptură și mă gândeam, cum este cu putință să vină Domnul Iisus Hristos împreună cu Dumnezeu Tatăl, de fapt Sfânta Trăime, și să-și facă lăcaș la mine, în casa mea, în inima mea. Nu puteam să înțeleg. După ce am terminat capitolul de citit, am stins lumina și m-am îndreptat spre locul de rugăciune, un geam al camerei care despre răsărit. Am început să mă rog la Bunul Dumnezeu, scoțându-mi orice fel de gând din mintea mea,
inclusiv versetul pe care nu-l înțelegeam și rugându-mă lui Dumnezeu mi-a fost dat să trăiesc o mare minune. Am simțit o stare de mare, mare bucurie, dar și de frică, însă cea de bucurie întrecea cu mult pe cea de frică. Apoi am simțit o stare de pace pe care nu știu cum să o descriu, dar pe care nu am cunoscut-o niciodată până atunci. M-a copleșit. Apoi o stare de iubire, o iubire atât de mare către Dumnezeu și oameni încât a doua zi îmi venea să strig în gura mare: vă iubesc, vă iubesc, oameni buni, pe toți, din toată inima mea. Nu mai știam că există răutate, pe toți oamenii îi vedeam buni și curați. Câtă bucurie, pace și iubire aveam în toată ființa mea, față de toate și față de toți. După această mare minune și trăire din viață, l-am căutat pe părintele Arsenie Aboca. Întâlnindu-mă cu dânsul, i-am zis: părinte, am și eu problemele mele lumești, dar nu pentru aceasta am venit la dumneavoastră. Părintele îmi zice: nu mă, atunci pentru ce ai venit? Și am răspuns părintelui: să mă ajutați, părinte, să-mi pot ține credința în Dumnezeu până la moarte, pentru că știu că există Dumnezeu. Când am spus aceasta, mi-au dat lacrimile, fiind încă copleșit de experiența și marea minune prin care trecusem. Părintele mi-a spus: frumos, mă, frumos, mi-a spus-o de 3 ori. Apoi, probabil, ca să nu mă îngânf, mi-a spus așa: mă, eu îți spun cum poți să-ți ții credința. Păstrează-o, mă, în inima ta și lasă tu propaganda care o faci la serviciu. Că să știi, colegii tăi au început să te vorbească. Dacă noi care suntem îndrepți să facem propagandă și nu suntem lăsați, apoi tu cine ești să o faci? Îmi spuse părintele zâmbind ușor. I-am spus ceea ce văzusem în plină noapte când mă rugam. Era foarte atent la tot ceea ce îi spuneam, apoi mi-a spus: tu cum te rogi, mă? Părinte, am un geam care dă spre răsărit și încerc. Părintele îmi zice: cum, mă, așa? Arătând în poziția mâinilor exact așa cum le țineam eu în timp ce mă rugam. I-am spus: da, părinte. Părintele mi-a replicat: mă, să nu te mai rogi așa, că nici eu nu am curaj să mă rog așa. De acum să te rogi cu mâinile așa, mă. Și mi-arătă cum să mă rog cu mâinile împreunate, pentru că mâinile împreunate înseamnă și smerenia omului înaintea lui Dumnezeu. Cu mâinile ridicate se roagă numai pustnicii, adică numai oamenii despătimiți. Mi-a mai spus: o să ai mari necazuri în viață, dar și cu mai multă putere să le înfrunți. Iar apoi mi-a mai zis să-mi duc credința în Dumnezeu de la unghiile picioarelor până la vârful firului de păr din cap. Apoi a adăugat: să te punem la încercare, mă. După ce m-au binecuvântat, am plecat gândindu-mă mereu la ceea ce îmi spusese părintele. Iată că într-o zi pe la prânz mă aflam la mama și vorbeam despre Dumnezeu așa cum ne ducea pe noi mintea și exact la ora 13:20 am ieșit din casă ca să iau autobuzul pentru a merge la serviciu. Când am ajuns în dreptul porții, am văzut deodată că ceva ca un nor alb, ca o ceață, a coborât de sus pe lângă stâlpul casei și tăiul din fața casei. Apoi de câteva ori a fost un fel de du-te vino al norului între stâlp, pom și casă. M-am frecat la ochi, crezând că am ceva cu ochii, și când am dat să văd mai bine ce este, a apărut în fața mea și a mamei un tânăr, a făcut o înclinare ușoară din cap, drept salut, a zâmbit, apoi ne-a spus: nu aveți un loc de găzduit? Mama îi spune: dragă, la cetate există un hotel, du-te acolo. Acel tânăr frumos răspunde zâmbind: am fost, dar n-am găsit niciun loc. Dar eu îi spun mamei: tu, mama, găzduiește-l în camera dinspre stradă. Dar mama îmi spune: tu știi bine, dragul meu, cum e taică-to. Apoi l-am întrebat: de unde vii? Iar el mi-a răspuns: de departe vin. Îl întreb din nou: cât de departe? Și el îmi răspunde: foarte de departe. Iar mie mi s-a transmis mental așa: ai văzut tu bine de unde am venit, de ce mă mai întreb de unde vin? Am simțit atunci ceva deosebit în toată ființa mea, vreau să îngenunchez, vreau să fac ceva, dar n-am putut să fac nimic, eram ca țintit locului. I-am spus mamei că totuși să-l găzduiască, dar mama a rămas la ceea ce îmi spusese prima dată: din cauza tatei nu poate fi găzduit. Apoi acel tânăr a făcut din nou o înclinație a capului drept salut și a făcut 2 pași, suficient cât să iasă din vederea noastră, iar eu, fără să-mi explic până astăzi, i-am spus mamei: mama, acesta nu-i om. Mama îmi spune: sfaturi și îndemnuri ale părintelui Arsenie. Toate rugăciunile sunt bune. E mai bună rugăciunea Vameșului: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Ia-o în brațe în orice moment. Mai bine o rugăciune pentru cel care înjură decât o observație. Înainte de o primejdie mare, să se citească acatistul Mântuitorului 3 zile, timp în care să nu se mănânce și să nu se bea nimic. Mai multă rugăciune către Sfântul Înger Păzitor. Mai mare este omul în genunchi decât în picioare. Soluția nu e de a aduna totul în tine, de a încerca să rezolvi tu totul. Fără ajutorul supranatural, te va face să explodezi.
Mi se pare că factorii esențiali ai vieții sunt instinctele primordiale, profunde ale omului, de înmulțire, de nutriție, de îmbrăcăminte, de foame, uneori mult mai puternice decât rațiunea și credința. De aceea trebuie să ținem seama de acești factori esențiali ai vieții, ținându-i în echilibru cu rațiunea și credința. Soluțiile de mijloc nu pot depăși crizele existenței, tragedia omului. Fapt e că credința e o asceză a rațiunii. Lepădarea de lume are două trepte. Întâi ne lepădăm de lumea din afară și de tot ce ne-ar putea ține legați de ea. În al doilea rând, ne lepădăm și de toate asemănările noastre lăuntrice cu lumea. Acestea sunt patimile, năravurile și toate slăbiciunile noastre personale. Să desăvârșim lepădarea de lume cu lepădarea de sine. Lepădarea de lume e o convingere pe care poți să o ai și în mijlocul lumii, stând precum poți să nu o ai în adâncul pustiei petrecând. Mântuirea se lucrează numai pe ruinele egoismului. Toți cei ce umblă după plăceri de orice fel nu vor scăpa de primejdii, căci sub orice plăcere e încolăcit un șarpe. Să nu vorbești niciodată despre proiectele tale, căci cel rău știe doar ce vorbești, nu și ce gândești, și ți le nimicește. Dreapta socotelei e mai mare ca postul, dar cu ascultare de duhovnic. Iar dacă va veni asupra ta vreo furtună și vreo clătinare, acestea vor fi pe măsura neascultării tale, căci pe cel ce ascultă cu adevărat, nici diavolul însuși, spun părinții, nu-l poate vătăma. Când ești împrăștiat, nu-i bine. Păstrarea capacității de încadrare în disciplina unui suflet face dovada armoniei și valorii sale. Un organism topit cu postul nu mai are putere să schimbe convingerile conștiinței. Mai bine de jumătate din numărul patimilor sunt ale minții. Postul lucrează și asupra acestora. Să-mi ține Dumnezeu credința de copil. Să căutăm Ierusalimul din noi, nu cel din Israel. Cel cu un talent din Sfânta Evanghelie are numai botezul și talentul lui se va da celor fără botez, dar cu fapte.